Calendarul evaluărilor naționale pentru elevii claselor a doua, a 4 și a 6 a fost aprobat. Potrivit acestuia, probele sunt programate a se desfășura în perioada 7-24 mai 2018. Evaluarea elevilor la finalul clasei a doua va avea loc în intervalul 7-10 mai, când se vor susține probele scrise la limba română și limba maternă, testele de citire la aceste discipline și proba de matematică. Evaluarea elevilor la finalul clasei a patra se va desfășura în perioada 15-17 mai, când se vor desfășura probele la limba română, matematică și limba maternă. Elevii claselor 6 a -a vor fi evaluați în intervalul 23-24 mai la probele limbă și comunicare, matematică și științele naturii. Conform legii educației naționale, rezultatele evaluărilor naționale se vor comunica părinților și vor fi folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientare școlară.